Franța și Marea Britanie, rafalele de vânt de până la 200 de km la oră au provocat moartea unui om în Franța și au distrus mai multe case și mașini. Este cod galben de vijelii mai bine de jumătate de țară până sâmbătă. Avem prognoza de ultimă oră de la Oana Păduraru. Mergem în direct la administrația de meteorologie. Oana, bună seara!